Salutare tuturor, aici este Bobo Spider și bine ați revenit la un nou video din Len's Island. În ultima oară când ne-am întâlnit, e bine, am descoperit că peștera pe care noi o cam vizitam e mult mai mare decât credeam și este plină de o tonă de carcalaci nebuni pe acolo. Și de acum trebuie să ne punem pe treabă, boi, să facem rost de băneți, să facem rost de materiale, să facem rost de toate, încât să putem să progresăm și noi, pentru că am cam bătut alea că ciorul pe loc, cu toate că am explorat și am descoperit chestii. Adică nu poți să zici că nu am făcut niciun progres, dar nici nu poți să spui că ai făcut cine știe ceva special. Așa că o să fie interesant, două. Să vedem acum dacă reușim să facem astăzi în obiectiv, cum zic, în video ăsta am ca obiectiv să fac acel refiner. Va trebui să facem rost de fie de bani ca să putem să facem refinerul sau să facem rost de niște butoaie unde să găsim niște metal. Și cred că am să explorez puțin insula pe margine, să văd dacă găsesc metal sau, pardon, dacă găsesc butoaie care să aibă metalul necesar. Și desigur ar trebui să încep de pe acum să îmi folosesc grâul să farmez, să fac și eu niște pâine. Să luăm toată piatra asta aici, că e foarte practică. Cred că oricum de acum lucrurile pot fi semi recoltate de jos de acolo, din asta a noastră, și o să încercăm să ne și extindem, adică o să facem să fie nebunie. Poate punem și un gărduț frumos pe acolo, știi? Că trebuie să facem și lucrurile puțin estetic, adică de la măsa ne-am pus aici ca și cum ar fi ultimii supraviețuitori, știi? Oh, metal! Ai șanse să găsești metal și aici. Aoleu, stai așa că se usucă lucrurile, dude, stai un pic. Dăm și mie așa. Îmi place că nu trebuie să mă duc să le pun eu apă sau ceva, decât dacă ai o grădină mult prea mare și trebuie să umpli după aia. Ok, care e statusul la lucruri? Fresh sprout, ok, deci încă e fresh sprout, nu e gata de tăiat, de ciopărțit, de rezolvat și toate alea. Așa că hai că o să mergem noi pe lângă apă. Asta a fost un copac gata să-și dea viața pe aici. Să mergem frumos pe lângă apă, boi, să ne uităm. Am și uitat că pot să sari. Să ne uităm dacă găsim niște butoaie. Uite, am găsit niște sticlă. Asta e super bine. Oh, ok. Mini-insuliță? Ok. Nu mă așteptam la asta. O să iei chestii din apă? Ar fi să minez lucruri în apă sau ceva, ar fi fost tare. Chiar nu mă așteptam să fie o insuliță. Stai așa că acum încep să descoper cât mai multe lucruri din joc și sunt foarte fascinat și nu e bine. Pentru că după aia o să nu mai știu să mă opresc. Ia uite! Omul pescar, alo? Ok, deci poți să vii să pescuiești aici. 80 pentru ăsta și... Oh, shit! Deci știam eu că e ceva cu pești, dar nu știam că poți să-ți iei undița de aici. Mă gândeam că trebuie să o craftezi de undeva și nici nu aveam rețeta pentru așa ceva. Cam săracă treaba pe partea de butoaie, două. Bă, și îmi trebuiau un butoie, adică îmi trebuie maxim 3 bucăți de fier. Cam de obicei ta găsești printr-un butoi de ăla. Da, oh, never mind, du-te în butoi aici. Câte bucăți ne-a dat? Plus 4, 37. Ok, am rezolvat cu ăsta. Uite și încă unul aici. Am rezolvat cu butoiul. Acum ne trebuie piatra, parcă... Da, piatra și atât, în rest avem tot. Ok, piatra avem aici. Dude, câte d-astea de sticlă am găsit totuși. Super bine. Nu ce înseamnă să te duci doar așa puțin într-o plimbare de aia nebună și cât ai descoperit. Cât în 4 minute de episod să mă bată data am găsit, cât n-am găsit uneori într-un episod întreg, gen data trecută. Holy shit. Că ăsta e podul, ăsta știu, podul ăla furisit de închis. Să mai luăm sticlă, you never know. Ok, e pavă aici cu alte bucăți de sticlă. Ok, astea nu se pot distruge. Voiam să mă asigur că pot să distrug lucruri. Mai spargem și ăsta, mai luăm niște metale, desigur. Folosim abilitatea nebună de a mă rostogoli. Da, cred că e o peșteră introductivă, aia unde am fost noi atunci prima dată. Deși m-aș mai duce pe acolo, poate s-au respawnat ceva. Și apoi mai e peștera a doua, care este mult mai huge. Cred că e și un templu acolo. Cred că acolo trebuie să duci neapărat să faci jos de chestii. Și am zis, da, când video de azi o să mergem să vedem și cum îi spune, era un pod spre sus pe care trebuie să-l găsim. Uite și aici e ceva. Aici e o insuliță. Ok, hai să ne construim refinerul ăla, boys. Pentru aia am venit noi acum, să uite, avem refinerul pregătit. Putem face, cred că, din fier. Cred că putem începe să facem obiecte din fier, gen arme și unelte și toate alea. Sunt tare curios să văd cât de repede merg lucrurile acum, dacă facem rost de astea. Unde e casa mea? Ok, sunt foarte multe drumuri pe aici, alo? Casa mea nu era în sus? Casa mea trebuie să vie pe aici pe undeva. Asta e așa că... Wow, ce e locul ăsta? Eu pod? Stai așa un pic. Alo? 80. Am nevoie de lemn la chestia asta? Am nevoie de 25. Da, putem să facem rost. Oh my god! Încă un lucru găsit. Și ăla e un loc de pescuit 100%. Ok, deci unde e asta? Încerc să-mi dau seama unde e asta, ca să știu să vin de aici. Deci cred că când încep să dau de copacii roșii ar trebui să vin aici. Dude, jocul ăsta devine din ce în ce mai mare. Sunt fucking uimit. Unde mi-e casa? Ok, bun. Asta e și un lucru bun de găsit. Și acum că nu mai am nevoie de metal, literalmente e plin. Bro, am de mâncare. Oh my god, n-am de mâncare, o să murim. Oh, am văzut berries pe aici, stai așa un pic. Aia zic, am văzut berries. Ok, fie pune așa. Doamne. Nu, dar nu știu unde mă aflu, știi? Asta e problema mea acum, nici nu știu unde sunt. Trebuie să dau de ceva cunoscut, ca după aia de acolo îmi dau eu seama unde, ce și care. Cred că dacă urmez râul ăsta s-ar putea să ajung unde mă interesează. Cum ar fi să fie o insulă de fapt în stânga mea de tot și să nu fi dat seama până acum? Oh, dacă se face noapte multă baftă să mai găsesc. Ok, urmează drumul, Bobby. Ok, gata, știu unde suntem. Tu, deci am o întreagă chestie în stânga de tot neexplorată. Voi vă dați seama ce înseamnă asta? Holy shit, deja s-o leacă așa puțin. Wow. Are perfect now. Oh, asta doar se iau direct, gen. Bun. Omă, dar ne dă ceva greu. N-ai cum să dai harvest la tot deodată? Cred că dacă le tai cu coasa, știi? Nu, stai mă că plantez după. Plantez grâu e prioritar. Și aici putem pune și blueberries. Nice. Ok, hai să vedem cât ne trebuie să craftăm o pâine. Input. Oh! Stai un pic. No, trebuie să facem asta, dude. Stai așa. Ah, dar nu pot să construiesc asta pentru că am nevoie de undeva să-l plasez. Ok, cred că va trebui să ne extindem puțin casa. Stai așa un pic. Fundație, moment. Bam. Bam. Unde e dărâmătorul, gen? F. Așa, aia voiam să zic. Recycle? Stai așa că trebuie să recycle și ăsta. Aia zic că nu vedeam ăsta, așa, bun. Adio acoperiș, gen. Perfect. Acum, prioritate... Construim asta. Cum îl roteam? Ar, așa. Bun. Puțină construcție aici. Să facem un geam. Wait, what the fuck? Oh my god, stai că-s prost. Pot să-l mut, gen? Băi, pot să upgradez chestiile astea? A, nu, ți arată cât te costă fiecare. Holy shit. Ce prăjiți sunt. Ok, și acum... Bam, și-l face aici. Ok, și acum ne trebuie astea. Să separăm puțin treaba. Mai dăm pereți. Nu prea mai am lemn. Ok, o să ne ocupăm după. Stai așa să vedem ce avem aici. Deci ne trebuie lemn sau cărbune și poți să pui de-astea și ce obții. Ok, avem atâta lemn. Light. Stai că nu rezolvăm nimica, că n-avem niciun input nimica. Dude, chiar n-am materialele astea? Wow, chiar n-am materialele astea. Sau obor pui cărbune și poți să faci sticlă direct din limestone. Din piatră poți să obții cred că metal shards, de asta iron shards. Și din asta obții cristalele sapphire, dar nu prea le văd rostul. Ok, stai așa un pic. Bă, adică ironul ăsta ar putea să fie practic două. Dacă am nevoie de foarte mult lemn. O parte bună că ne-am upgradat puțin, dar sunt curios cum faci jos de materialele noi ca să-ți upgradezi armele. O să mă uit peste arme ce-mi trebuie la workbench acolo. Că ceva e puțin sas pentru mine și nu îmi dau seama. Bun, hai că am tăiat și pe ăștia așa pentru niște lemn să mai pot să construiesc aici. Am rămas fără un perete. Gen. Ok. Gata. Oh, și nici n-am acoperit și deasupra casei. Deasupra capului. Fuck. Oh, ăsta ar trebui să fie cu un nivel mai sus, gen. Și... Stai un pic așa. Mai facem casă cu etaj, ești nebun. Ne-am dat dracu. Nu există un perete interior? Bă, bune că n-ai perete interior? Ce naiba? Și stai mă, și prostiile astea rămân așa? Adică eu dacă o să mă duc acum așa sus... Oh my god, chestia asta rămâne așa. Ok, recycle it. Să facem așa, nu știu ce să-i rezolv aici. Stai un pic, trebuie să rotez puțin lucrurile. Păi n-am construit două, nu, am construit numai unul. Ăsta e ceiling-ul. Mamă, fac ceiling de ăsta așa. Și vezi să zici tu mie că porcăria aia nu se aliniază, încât nu se face găurează. Poți să fac o mansardă, dacă vrești tu să vorbesc. Ok, puțin cam trist. Dacă e să mă întrebați pe mine, puțin cam tristă treaba, dar fie, stai așa atunci. Ok, o să trească să vedem ce zice workbench-ul ăla. Ok. Puțin cam supi. Puțin cam supi. Că nu sunt niște lucruri acolo, dar măcar... Casa mea are niște chestii super dubioase. Cred că asta îmi lipsesc chestii la casă. Ok, la materiale. Deci oh, asta e o sabie mai bună? Iron Sword. Iron Hammer, Iron Battle Axe. Ok, dacă vreau unelte gen. Iron Axe. Boom. Acum avem Iron Axe-ul. Mult mai practic. Asta se dă jos. Nice. Vreau să văd acum cu Iron Axe-ul ce facem. Ok, 10 damage. 10 damage e cu 1 damage mai mult, e cu 1% mai rapid. Ok, și o să vreau să mergem și în partea de sus de tot, să văd dacă este o zonă complet nouă. Trebuie să fie ceva complet nou în partea aia de sus. În partea de la oraș mă refer. Trebuie să văd cum se face făina, două. Uite, asta e iarăși o chestie ce n-am rezolvat-o încă. Trebuie să vedem cu făina. Am niște blueberries. Ok, avem și blueberries. Să mâncăm. Bă, aș da blueberries de să te naiba. Bă, măcar avem primele unelte upgradate. Hai că măcar rezolvăm pe treaba asta așa. Dar încă sunt puțin supărat de faza cu casa, though. Holy, mi-a rămas alea pe acoperiș. Bro, rămas alea pe acoperiș. Fii măsa. Cred că trebuie să-i controla puțin unde să pice lucrurile. Să nu fi tăiat în așa fel încât să pice lucrurile pe casă. Acum cred că putem salva bani și să încercăm să luăm ghiozdanul mare. Sincer, ar trebui să facem asta, că putem căra mult mai multe după. Și mult mai practic. Pentru care nu știu de ce Dumnezeu tot tai lemne, am nevoie de materiale. Am nevoie pentru casă. Că vreau să extind casa, am nevoie de foarte mult lemn. Încă puțin supărat ce Dumnezeu facem aici. Deci chiar n-am soluții mai practice pentru chestia asta? Numai că-i facem așa, fii atent. Intră înăuntru, tab. Ok, deci pereții ăștia nu funcționează. Sus aici nu poți lega cu nimic. Ok, sus nu mai poți pune nimic. Oh, poți să pui-o de asta. Să pui asta pentru o zonă pe care oricum nu poți să o vizitezi, știi? Da, mă, uite că mai avem lucruri de descoperit aici la refinery și chestii, deci nu e chiar atât de... Știi, nu e chiar așa... Și stai, mă, vere. Bay window... Upgrade to level 2! Oh! Oh, fuck! Oh! Ok, stai așa. De unde iau? Refine wheat using a windmill. Oh, shit. Ok, dude, gata. Mamă, câte lucruri s-au descoperit în mai puțin de 5 secunde. Holy shit. De ce jocul ăsta îmi dă atât de multe lucruri de făcut? Doamne, deci acum am realizat câte lucruri am de fapt de făcut, vere, like, what the fuck? Mam, ok, hai să vedem partea aia de sus să vedem ce e acolo. Ok, aici iarăși n-am destul. Târnăcom nu pot să fac unul mai bun? Deci noi încă suntem aici, la Iron. Avem o torță, trebuie coal și adventure torch. Bă, mi-ar trebui aia. Deci dacă mai luăm niște coal și așa niște ierbicid, ar trebui. Ok, hai până în oraș, vindem niște chestii și vedem ce rezolvăm. Holy sh... Doamne, deci cât content are jocul ăsta. E că este inițial că e ceva super early access și o să fie lame și nu o să ai mare brânză de găsit prin el, dar ghici ce, holy... Dă-mi atac, mai trebuie și mie. Nebunie, bă! Nebunie! Ok, hai să vedem și prin orașul ăsta, că trebuie să fie și pe aici ceva care să mă ajute. Avem 18 dănuți de ăștia. Putem să vindem wheat-ul momentan, pentru că nu mai am ce să fac cu el. Până nu fac refinerul, e fix degeaba. Plus că e o tranzacție destul de bună, cineva a murit acolo. Ok, hai să vedem pe aici, parcă pe aici era un pod care ducea către altă zonă. Și vreau să traversez podul respectiv. Vreau să văd dacă este ceva complet nou la capătul celălalt al podului. Ok, aici este o casă abandonată. Dar nu mai țin minte unde era podul respectiv. Ok, cred că nu era aici. Cred că era în dreapta de tot. Oh, era în dreapta de tot. Dreapta, dar nu dreapta sus, era dreapta jos. Jesus, man. Știi, când credeai că... Oh, poți să farmezi iarba aici în oraș? Dude, este... Păi, pot să iau și copaci? Dude, aici pot să fac rost de bani acum. Deci mă duc lângă sat. Le tai toți copacii. Și aia a fost, știi? Și aia a rezolvat, vere, ce? Ce chestie, dude. Ok, asta nu știam că pot să craftez chestii și la ăștia aici. Dar nu pot să le distrug lucruri. Oare butoiul ăsta dă? Ok, butoiul ăsta nu pot să-l distrugi. Ok, sunt și lucruri care sunt protejate. Ok, deci copacii practic poți să-i distrugi. Doar aia care sunt fix în oraș, nu cred că poți să-i... nu poți să-i capsezi, știi? Că faci lucruri necurate. Ar fi acum să vină poliția la mine și să-mi zică: hei, criminalule, ce faci acolo? Dar nu, că uite că pot să dau click pe ele. Deci în oraș te să-ți faci chestii. Joacă-o pe asta. Ok, hai să vedem unde era podul ăla, că nu mai țin minte unde era podul ăla. Era un pod undeva. Pe aici era oare podul ăla? Asta e portul. Oh, oh my god. Oh my god. Asta e ăla cu pirații, de vreme, nu e așa ceva nou pe aici. Era parcă ăla către Pirate Island. Dar am fost acolo, mă, era insula piraților sau ceva. Stai așa, lucruri. Doamne, ai resurse și aici. Mi-e rău. Mi-e rău, gen. Ok, credeam că ăsta îmi dă ceva, dar nu dă nimica. Dar mai ții minte unde era gigapodul ăla, totuși. Chiar nu mai țin minte, era un pod către ceva locație, dar nu mai știu unde e. Oh! Parca piraților. Oh, și aduc iteme de alea nebune, uite, poți să le... Oh, poți să le vinzi ăstora lucrurile. Ah, ok, deci ar trebui să faci... Mamă, cât costă! Sheesh! Ok, mamă, 700. Deci, ok, data viitoare, băi, se va farma o tonă de fucking clay. Pentru că aparent clay îți dă pietre de alea și pietrele aia costă gârlă, gen. Holy shit! Mamă, America descoperită în acest moment, though. Holy. Sau nu știu unde era podul ăla. Și acum mă calcă pe nervi că nu știu unde e. Și e beznă. N-am un pat aproape, trebuie să mă întorc acasă. Era parcă undeva pe aici, din ce țin eu minte. Uite, și era și druidul ăsta pe aici. Druidul dubios. Oare pe aici, pe drumul ăsta să fie, mă? Drumul ăsta duce la casa aia de 100%. La casa aia distrusă. Yep, I knew it. Da, trebuie să verific unde era drumul ăla. Către sus. Către sas. Mă, aici așa, de rot stângă de tot sus? Nu, aici e o peșteră. Nu poți să intri momentan, cred că vei putea intra mai târziu după ce obții chestii. Ok, deci măcar acum am descoperit mai multe chestii. Uite, for sale. Și eu credeam că zona asta e o chestie super limitată, dar ghiși ce? Nu-i chiar așa. Damn. Damn, dude. Holy. Câte lucruri noi am găsit în mai puțin de, nu știu, 20 de minute. Insane. Bă, am făcut progrese mari, ne-am upgradat casa, ne-am făcut rost de refiner. Acum că știm că putem upgrada lucrurile mai departe, să înceapă distracția. Problema e că nu putem face upgrade-ul de level 2 până nu facem rost de... cum îi spune? Până nu facem rost de ghiozdanul mai mare. Deci va trebui să muncim, să facem rost de ghiozdanul mai mare. Așa că mai întâi hai să facem refine la clay-ul ăsta. Să sparg, să pun mai lemne la combustibil acolo. Sunt curios cât îți dă din ăsta, cât poți să obții din 20 și ceva clay. Cât îți dă la chestia asta, stai așa. Pentru că prostiile astea costă mult, nu știu dacă... Deci cristalele costă o tonă. Holy. Oh, extinguish. Nu, apare n-am destul clay. Ok, bagi 25 clay și parcă vă că îți dă una sau două. Atunci, da, dacă e așa, asta e seama că o să... Deși clay găsești relativ ușor. Adică câte dăste de clay n-am ignorat eu până acum. Să fim serioși, uite. Câte sunt și pe aici. Deci nu cred că e atât de mare prăpăd. Scrie dacă îți vei putea face ceva armură să nu mai e așa de menge, dar cred că era ceva, dar nu mai știu sigur. Dacă nu sigur, noi facem poțiuni sau ceva. Ok, avem 51, avem de 2 runde de așa ceva. N-am văzut să putem vinde sticla. Și nu știu unde ar trebui să fie, să poți vinde sticlă sau ceva. Așa că... Stai așa să vedem. Light up. Ok, durează. Sunt curios cât durează să facă un refine de ăsta. Mamă, dar te costă toată materia aia și... Ok, deci te costă cred că 2 cărbune per stack de 25. Pentru că ce de primul cărbune era și puțin utilizat înainte să zici de ceva. Auzi, dă câte una per stack, dude. Ah, ok. Era o metodă mult prea simplă de a face bani. Era mult prea easy. Era mult prea easy. Holy. Și... ăla a fost. Nice. Ok, deci cristalele astea le putem scoate de aici. Bă, extinguiși, turbatule. Consum material degeaba. Ok, deci acum că știm cum funcționează iarăși mai multe mecanici. Holy shit. Mai multe lucruri de făcut, dau. Casa mea urâtă, făcută în forme. Trebuie să reparăm. Trebuie să ne ocupăm cândva de data viitoare, dacă e, după ce ne upgradăm chestii. Dar, boys, cam asta ar trebui acest video. Sper că v-a plăcut. Uitați să dați like, subscribe, share și coment. Și ne auzim data viitoare. Pa, pa!